Autoritățile din municipiul Drobeta-Turnu Severin, poliția, SRI-ul și toate unitățile de ordine din Mehedinți au fost în alertă ieri după amiază din cauza unei genți suspecte care a fost găsită în cartierul Crihala din municipiu, în zona numită Moara lui Toargă, într-o scară de bloc. Nu se știe de ce și pentru ce, dar cineva a lăsat-o intenționat cu un dispozitiv artizanal care putea exploda în orice moment. Zona a fost repede izolată, dar rând pe rând echipele de polițiști se asigurau că nu mai este niciun locatar în bloc și nici în apropiere. Circulația rutieră, dar și pietonală a fost oprită pe strada Migdalului din apropierea pădurii Crihala din Turnu Severin, după ce instalatorul din bloc a descoperit o geantă și a sunat la 112. Evacuează oamenii, mașinile. Cu buldo vine, mă. Dă-i drumul, dă-i drumul. Dă-i drumul, dă-i-o jos. Dă-o jos. Așa. La fața locului au venit polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți, dar și ofițerii Serviciului Român de Informații, care în urma verificărilor au stabilit că în geantă este un dispozitiv artizanal suspect. Zona a fost încercuită și la fața locului s-a așteptat echipa de geniști de la Craiova care să ridice dispozitivul respectiv în condiții de siguranță. Până la urmă, nu a fost niciun pericol, fiind vechi tuburi de artificii deja explodate, împachetate cu scoci. Nu, 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 nu